leziune implică inflamația acută. Înseamnă că tot organismul participă la vindecare. În articulațiile mari pot apărea leziuni care nu necesită intervenție chirurgicală ortopedică. Primiți antiinflamatoare și kinetoterapie. 50% dintre pacienți rămân însă cu dureri cronice. Aceasta pentru că inflamația devine cronică. În articulațiile mari, inflamația cronică determină organismul să-și producă vase noi de sânge. Va face ca inflamația să fie menținută și mai mult timp. Adică să nu scăpăm de dureri. Cu evoluții în periodice sau cu evoluții constante. De exemplu, dacă avem o durere ce apare la urcat scările și aceasta nu trece cu o pastiluță, atunci acolo deja este o leziune ce trebuie altfel rezolvată. Vasele noi de sânge care alimentează inflamația cronică dureroasă pot fi astupate printr-un procedeu radiologic. Ce facem efectiv este să navigăm prin interiorul vaselor de sânge cu un microcateter până în teritoriul articulației, identificăm vasele de sânge ce alimentează zonele inflamate, zonele cu vase noi de sânge și le asupăm cu niște microparticule. Rezultatul este spectaculos. După intervenție, durerea se reduce semnificativ. Particulele acestea care intră în vasele noi din inflamație nu migrează și în altă parte. Din moment ce le-am eliberat cu exactitate în teritoriul țintă, ele de acolo nu mai au cum să plece. Sângele circulă într-o singură direcție și creează o presiune, sunt împinse și se opresc în teritoriul respectiv ca într-o sită. Într-o săptămână, durerile articulare dispar treptat. Intervenția radiologică nu necesită spitalizare.